Trei bărbați din Pechi au fost implicați într-o bătaie și au ajuns la spital cu multiple traumatisme. Încă nu se știe de la ce a pornit totul, dar se pare că bărbatul de 42 de ani și fiul acestuia l-ar fi lovit pe cel de-al treilea bărbat cu o sapă. Cu detalii despre acest subiect vine managerul Serviciului de Ambulanță Județean Galați, doctorul Mihai Polinski. Domnule doctor, cum s-a întâmplat totul și cum ați intervenit la acest caz? Serviciul nostru a intervenit cu ocazia sărbătorilor prelungite la o agresiune în comuna Pechea, de unde au rezultat trei victime. Una, un bărbat de 42 de ani, o plagă tăiată cu o sapă la nivelul unui deget inferior al mâinii. Și tatăl și fiul, un bărbat de 42 de ani, tatăl cu un traumatism craniocerebral, o plagă în regiunea temporală, lovit cu ranga în cap, și cu intoxicația acută etanolică, împreună cu fiul de 18 ani, care a suferit un traumatism craniocerebral și o plagă la nivelul capului, în regiunea vertexului. Toți trei au fost transportați la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei pentru consult și tratament de specialitate. Domnule doctor, vă mulțumim pentru informații. Alături de noi a fost managerul Serviciului de Ambulanță Județean Galați, doctorul Mihai Polinski.